Pentru că siguranța traficului rutier este prioritatea polițiștilor sălăjeni, aceștia au fost prezenți pe drumurile publice din județ pentru a preveni și combate cauzele generatoare de accidente, în special conducerea sub influența substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice. Totodată, pe tot parcursul desfășurării festivalului, colegii noștri au fost prezenți la Untold pentru a acorda sprijin polițiștilor clujeni la cel mai mare festival din România. De asemenea, duminică 7 august, polițiștii au participat la evenimentul Guruslău 2022, unde au fluidizat traficul, au stat de vorbă cu oamenii și le-au prezentat aparatele de măsurare a vitezei, cele de depistare a drogurilor și alcoolului, dar și mijloacele din dotare a luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Totodată, participanții la eveniment, copii sau adulți, au putut observa armamentul din dotare, un câine polițist de la Serviciul Criminalistic și trosa de amprentare. Polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară au purtat discuții cu tinerii și adulții cu privire la riscurile și consecințele devastatoare pe care drogurile le au asupra organismului, dar și modul în care consumul de droguri le poate afecta sănătatea și relațiile interumane. Pe lângă activitățile preventive, polițiștii rutieri au aplicat aproape 350 de sancțiuni contravenționale celor care nu au înțeles să respecte regulile de circulație, fie ei conducători auto, pietoni, bicicliști sau căruțași. Din totalul sancțiunilor, 106 au fost aplicate pentru încălcarea limitei de viteză. Tot weekendul trecut, polițiștii rutieri au reținut 21 de permise de conducere și au constatat 11 infracțiuni. Polițiștii sălăjeni continuă activitățile de prevenire și combatere a faptelor antisociale și vă reamintesc. Sub influența drogurilor sau alcoolului nu vă puteți aminti cu exactitate ce ați făcut și puteți produce accidente. Alcoolul și toate drogurile modifică starea și funcționalitatea creierului, alterând funcțiile normale ale structurii cerebrale. Drogurile afectează voința și autocontrolul, te îndepărtează de familie, de școală și te plasează într-un anturaj periculos. Toate normele, fie ele de conviețuire socială, rutiere sau de altă natură, au fost concepute pentru ca noi toți să fim în siguranță. Respectându-le, contribui și tu la normalitate și la un climat optim de siguranță publică.